Scandalul în privința elevatorului de la Căușine ar fi nefondat și nu reprezintă nici pe departe realitatea din întreprindere. Asta chiar dacă și premierul Ion Chicu ar fi declarat că o parte dintre agenții economici din regiunea transnistreană își păstrează grâul în depozitele din partea dreapta Nistrului și sunt în drept să-l comercializeze. Gheorghe Caradjov, directorul elevatorului de la Căușeni, susține că niciun agent economic care ștochează cerealele în elevatorul de la noi nu este din regiunea transnistreană. Iar semințele eliberate în ultimile săptămâni din întreprindere au fost doar de porumb și de floarea soarelui. În același timp, rezervele de stat sub formă de grâu păstrate în elevator stau sub sigilii și nu au fost atinse. Joi, mai mult de 20 de camioane erau parcate în zona elevatorului de la Căușin și așteptau să fie încărcate cu porumb. Șoferii afirmă că n-au mai transportat grâu de mai bine de 4 luni. Declarațiile de pe rețelele de socializare și de pe unele site-uri media din ultimele zile, potrivit cărora 28 de camioane încărcate noaptea cu grâu din cadrul elevatorului de la Căușeni sunt transportate la Vama Giurgiulești, ar fi false. Cel puțin asta afirmă administrația elevatorului și muncitorii de acolo, care susțin că, în afară de rezerva de stat, în cadrul elevatorului nu există niciun bob de grâu. Conducerea întreprinderii afirmă că, într-adevăr, în ultimele săptămâni, agenții economici care își țin la păstrare cerealele în întreprinderea de procesare și păstrare, adică elevatorul din Căușeni, au început a le exporta. Însă este vorba doar de porumb și de floarea soarelui. Oficialii susțin însă că rezervele de stat stau neatinse și nimeni nu are niciun drept de a se apropia de ele. Всех успокоить, что на сегодняшний день отгружается не пшеница, как было написано там, отгружается кукуруза экономического агента, который имеет на сегодня с нами контракт на хранение. Мы обязаны это отгрузить. Поэтому беспокойство людей, что мы отгружаем пшеницу, нет основания для беспокойства. Мы на сегодняшний день отгружаем кукурузу. Урожая прошлого года. Что касается государственных резервов, на сегодняшний день, вчера у меня была комиссия государственная, они приехали, посмотрели, комиссионно все оформили, убедились, что все на месте, все в порядке, никаких проблем нет. Насколько мне известно, на сегодняшний день в отношении пшеницы могут не переживать, потому что государство обеспечено, по моей информации. И да, конечно, сегодняшняя ситуация очень сложная на полях, мы все видим. Я понимаю наших граждан, что они переживают, мы тоже переживаем, потому что мы зависим от наших сельхозпроизводителей напрямую, что у нас тоже не может быть такого объема работ. Вот. Поэтому нету такой почвы для того, чтобы беспокоиться и создавать такую панику. Во-первых, я вам говорю, что это кукуруза сегодня отгружается. И я не могу воспрепятствовать этому. Есть экономический агент, он сдал на хранение. Сегодня он ее забирает. Дальше, куда он ее вывозит, это его дело. У меня контракт с ним на хранение, на переработку. Вот и все. Joi dimineața, mai bine de 20 de camioane cu încărcătura de peste 25 de tone fiecare așteptau să fie încărcate la elevator. Camioanele aparțin unei întreprinderi care accesează servicii de stocare și păstrare a semințelor în cadrul elevatorului. Șoferii care așteptau să fie încărcați spun că nu își amintesc când au cărat ultima dată grâu. Aceștia susțin că la moment e vorba doar de porumb, iar în anumite situații și de floarea soarelui. Încărcăm! Cu ce? Cu și unde plecați? La Giurgiulești. Vreo 20, așa. Nu pot să spun, eu când am trecut, am trecat două luni urmă, nu m-a făcut porumb și vreo păcate. Să încărcăm cereale. Ce fel de cereale? Porumb. Și unde plecați? La Giurgiulești. Cu câte tone urmează să vă încărcați? 25. 25? Normal. Și ziceați că, dar se încarcă și greu? Nu. Porumb și floarea soarelui. Câte mașini aveți în față? Sunt 4, înăuntru, o 7 mașini. Încărcăm la elevator. Cu ce să vă încărcați? Porumb. Unde duceți? La Giurgiulești. La Giurgiulești. V-ați mai încărcat zilele astea? Dar
aici cam câte mașini sunt? Dacă nu mă arată, știu că sunt. Vor mai vreo desiatcă, înainte vreo 10 tot. Și greu se duce, ori numai porumb? Porumb. Și muncitorii întreprinderii Kelly Grains Căușeni afirmă că oamenii s-au îngrijorat degeaba și asta pentru că porumbul care merge la Reni sau Giurgilești nu ar avea nimic în comun cu rezervele de stat, ci aparțin unor agenți economici privați. Aceștia cred că a fost o insinuare la adresa conducerii acestei întreprinderi, iar nimeni nu ar fi verificat realitatea. Trebuie să informeze populația, raionul, cetățenii. Asta un fel de insinuare, eu nu știu. Un bob de gol de asta de cât? De când nu știu eu. Adică din toamnă, de când? Deci un bob de gol. În același timp și premierul Ion Chicu a făcut declarații potrivit cărora o parte din grâul ce aparține agenților economici din regiunea transnistreană este păstrat în depozitele din partea dreapta Nistrului. Premierul spune că proprietarii sunt în drept să-l comercializeze, iar Republica Moldova dispune de stocuri suficiente de grâu. Totodată, potrivit conducerii elevatorului, niciun agent economic din partea stânga Nistrului nu își păstrează rezervele la Căușeni. Aici, la noi, la elevator, nu-i grâu din Transnistria. Spre Nistroia nu ne работă. У нас нету с ними никаких ни контрактов, ничего. Chiar și așa, căușănenii se arată îngrijorați de posibilele exporturi de grâu în condițiile în care anul agricol este foarte secetos. Business care e burdar, care poate face guvernul nostru și asta, guvernul face asta. Și știi de asta. Asta pleacă în Porta Giurgilești, acolo o stochează și pe urmă o aduc că tot o importă la în țară înapoi. Și cu preț mai scump. Ei se informați de Giurgilești că când apare mașina acolo, ei nu scrie greu alimentar sau greu cu orice, dar scrie pur și simplu greu și gata. Și când vine înapoi, vine greu de prima categorie. Mai scump de două ori. Acum trebuie să oprească de vânzările astea, stocul este de la elevatul, trebuie să fie blocat, să fie păzit, să nu ducă greu. Când să fie până în țară, să înceapă vin de aici. Nu trebuie să grăjurești. Chicu și Dodor. Aici se duc să vadă ei ce fac oamenii. E ca să-ți machinațele lor. Mă, ăștia că sunt proprietari care țin la, cum se zice, la păstrare aici. Ia lor pânea, dar au ei rezerve pentru că se dă ei la cota. Știi, cotele-s date la dânsă, la elevator, la alți proprietari care sunt. Și ei ar se dă ei, dar cum să nu dă ei? Că au rezerve de anul trecut, că anul trecut s-au făcut bine pânea. 6 toane s-au strâns și 10 toane de grăunt s-au strâns și lasă pentru oameni care sășetă, că altfel cum? Acasă cum ținem rezervă? O pâine, două pe mâine, pe coi mâine, așa și aici, eu știu. Nu motiv nu pot, ci ca o rezervă, dar ei, mă rog, la păstrare îi țin aici și eu, dar eu știu, dar și mai fac ei acolo cu chestiunile lor, acolo buhalteria lor nu se vără nimeni. Conducerea elevatorului de la Căușeni nu a putut spune care sunt rezervele statului păstrate în elevatorul nostru și pentru cât timp vor ajunge ele, invocând că acest lucru este un secret de stat.